Bună ziua, sunt Maria Filip și bine ați venit la Toastland. Aici avem feluri de mâncare pentru carnivori, locuri de vizitat, locuri de relaxare și, bineînțeles, cea mai mare treabă, locurile de distracție. Hai să începem! Aici este mâncarea, cum am menționat mai devreme, de carnivori. La stânga avem un monument în onoarea pâinii prăjite, că după ea a fost numit parcul. Facem și un tur prin jur deoarece arată frumos. La stânga avem o fântână care în zilele calde persoanele au obiceiul să se uite la ea, să stea în jurul ei, e pentru relaxare mai mult. Iar se aude. Sunt fantome care bântuiesc apa aia, deci da. Aici sunt mașinile electrice. Sunt numai 3 deoarece sunt destul de uriașe și avem un ring cam mic. Aici este un carusel pentru toate vârstele, vă dați seama. Și este destul de frumos. Și eu am fost în el odată. Dacă nu vă interesează niciun dintre chestiile menționate până mai devreme, aceasta vă este ziua norocoasă. Acesta este fluturile norocului sau ghinionului, depinde ce vă pică. Dacă nu vă interesează nici aceasta, puteți să vă uitați la nebunia parcului. Bine, ați întâlnit The Ferris Wheel. Aceasta este o nebunie foarte mare care face persoanele fericite și poți să vezi de obicei tot orașul din el. Aceasta este zona de relaxare. Te poți duce cu familia în caz că dorești. Este atât de depărtat încât nu poți auzi pe ceilalți. În caz că v-ați întrebat ce face acest buton, veți afla curând. Sayonara!